Domnule președinte, încă o dată bună dimineața, să vă bine, stimate doamne, bună dimineața, dragi colegi primari, indiferent de culoarea politică pe care o reprezentați, și să știți că nu e o mare surpriză că ministrul dezvoltării regionale merge de domnii primari, Adrian Câdia, și eu știu că de două luni de zile am o medie de o zi, maxim două, de stat în București, în rest sunt peste tot în țară, pentru că administrația se face la dumneavoastră acasă și un ministru tânăr ca și mine are foarte multe lucruri de învățat, în special de la primari. Vreau să vă vorbesc înainte de toate de ceea ce am făcut, ce derulăm și ceea ce vom face în județul Argeș, pentru că HJ-ul chiar avem ce spune vis-a-vis de investițiile guvernamentale în acest județ. Și am să vă dau și niște date tehnice vis-a-vis de niște obiective extrem de importante pentru dumneavoastră. Dar mă bucur că sunt în sală primarii, nu doar de la Partidul Social Democrat, pentru că în discuția tehnică pe care o am cu domnule lor, cu toți primarii, vreau să plecăm de la premisa și vreau să pun o întrebare foarte simplă. Pentru că atât de mult se discută în spațiul public despre Programul Național de Dezvoltare Locală, încât eu am să întreb extrem de direct și am să vă întreb extrem de direct, dragi primari, dacă vreți ca acest program să fie oprit, așa cum cer anumite partide. Nu. Bun. Haideți atunci să discutăm ce înseamnă PNDL la nivel național și PNDL la nivelul județului Argeș. După cum bine știți, până în 2012, fiecare primar trebuia să meargă, în funcție de investiția pe care dorea să o facă, la vreo 4 programe guvernamentale. Ordonanța 7577, încă vreo 2, iar din 2012, toate aceste programe guvernamentale s-au unit într-un singur, deja celebrul și consacratul, Programul Național de Dezvoltare Locală, care place unora, nu place unora, este mai puțin important. Acest program a fost implementat și creat de către fostul vicepremier de atunci, domnul Liviu Dragnea, împreună cu Sevil Șaide. Și astăzi, când discutăm din 2013, în România sunt asigurate finanțări de 47 de miliarde de lei, adică peste 10 miliarde de euro, în 12.681 de obiective de investiții. Sunt cumva puține? Eu cred că nu. Asta înseamnă o medie de 4 proiecte de investiții doar pe PNDL, pe fiecare unitate administrativă teritorială. Și dacă ajungem la județul Argeș, cele două etape ale PNDL-ului 1 și 2, contabilizăm astăzi investiții de 1,3 miliarde de lei, adică vreo 232 de proiecte sunt ale dumneavoastră, ale comunităților pe care le conduceți și sunt finanțate integral și nu am auzit până acum pe niciun primar să se plângă de rapiditatea cu care noi, Ministerul și Guvernul, ne onorăm obligațiile de plată. Este cel mai simplu, cel mai revoluționar, cel mai pragmatic program guvernamental care a fost creat pentru dumneavoastră și pentru autoritățile locale. Și vreau să vă spun puțin ce înseamnă aceste 1,3 miliarde de lei pentru comunități. Astăzi, în județul Argeș și implementăm și vom implementa 106 obiective de apă și canalizare, 41 de unități de învățământ, 48 de drumuri, 10 unități sanitare, 25 de poduri, piețe publice și sisteme de iluminat. De asemenea, vă rog să puneți în paranteză tot ceea ce se minte în spațiul public vis-a-vis de lipsa investițiilor în sistemul sanitar. Doar prin PNDL și doar în județul dumneavoastră avem cele mai mari investiții în sistemul de sănătate și mă refer la Spitalul de la Minoveni, o valoare alocată de către Ministerul Dezvoltării Regionale de 93 de milioane de lei. Practic facem un spital de la zero. De asemenea, Spitalul Județean, tot prin acest minister, beneficiază de o investiție de aproape 76 de milioane de lei. Și vă felicit, domnule președinte și stimați colegi, că ați pus preț foarte mare pe sănătate și noi nu ne facem decât datoria. Când am spus în programul de guvernare că facem spital și investim în sănătate, păi să știți că așa facem. Iar anul acesta,
Bugetul de investiții al Ministerului Sănătății este de 10 ori mai mare decât anul trecut. De 10 ori mai mare decât anul trecut și astea nu sunt povești, sunt realități. De asemenea, mai știu ce înseamnă pentru Pitești și pentru Argeș sportul, mișcarea și tradiția pe care o aveți în acest domeniu. Am vorbit cu Adrian Câdea de dimineață, am vorbit și cu colegii noștri de la Compania Națională de Investiții. Stadionul Nicolae Dobrin este în promovare. Studiul de fezabilitate a fost depus la Compania Națională de Investiții și vă garantez, alături de colegii mei, că stadionul Nicolae Dobrin va fi refăcut și reabilitat, pentru că tribalele merită acest lucru. Dumneavoastră meritați acest lucru. De asemenea, sala polivalentă de aici, din Pitești, este un obiectiv foarte important pentru noi. Se derulează tot prin Compania Națională de Investiții. Va fi o sală care va avea aproape 5.000 de locuri. Hotărârea de guvern mai așteaptă doar avizul de la finanțe, pentru că este o investiție foarte mare, în jur de 100 de milioane de lei. Și e nevoie de hotărârea de guvern pentru acest lucru, dar de asemenea, pentru că sunt suficient de tânăr să mai am ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră și mă voi întoarce în județul dumneavoastră, și sala polivalentă va fi un obiectiv pe care noi, cei de la guvernare, îl vom promova, îl vom finanța și vom finaliza în municipiul dumneavoastră. Ca și o unitate de măsură, stimați colegi primari, vreau să transformați 1,3 miliarde de lei noi în lei vechi și să faceți comparații cu alte vremuri. Nu cred că va trebui să o fac eu, dar cu siguranță, dumneavoastră primarii, știți ce înseamnă acest program național de dezvoltare locală. Și nu mai accept doar din interese meschine și politicianiste cineva să pună la îndoială ceea ce face acest program. Și tocmai de aceea am început prin a întreba primarii, indiferent de culoarea lor politică, dacă trebuie să ne luăm după unii sau alții și să-l oprim. Eu cred că este o mare prostie să folosești un program care funcționează atât de bine, doar pentru că cineva are ceva de împărțit cu PSD-ul sau cu guvernul. De asemenea, am venit și cu Adrian Gâdea, cu care sunt convins că ați avut o relație extraordinară dumneavoastră primarii, în derularea celor două etape a PNDR-ului. Deja o să continui prin a vă provoca, stimați colegi. Am venit să vorbesc foarte puțin, pentru că vreau să vă ascult de dumneavoastră. Vreau să vă dăm